Salutare dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip! Astăzi vom filma cum se instalează Windows 10 folosind un stick butabil. Am făcut mai devreme unboxing-ul la laptop iar acum vom filma cum se instalează Windows-ul. În primul rând ne trebuie instrumentul de la, uh, de la Microsoft. Intrăm pe site-ul Microsoft și descărcăm chestia aceasta. Avem deja instrumentul descărcat. Avem aici și instrucțiunile cum se face în caz că nu înțelegeți ce vă explic eu aici. Eu m-am uitat pe instrucțiuni doar dacă e nevoie de Rufus sau nu, că mi-am luat și Rufus în caz de orice. Dar mi se pare că acum nu mai e nevoie de Rufus, parcă. E, o să văd eu în minutele ce urmează. Avem aici, nu aici, aici a descărcat media cu tare. Hai să-l deschidem. Ok, nu mai filmează, ba da. Asta Clipul ăsta o să încerc să-l fac cât mai simplu, ca să fie pe înțelesul tuturor. Eu am mai folosit instrumentul ăsta de la Microsoft ca să-mi instalez eu Windows 10-le direct. Dar așa să fac eu butabil nu, n-am făcut. Poate îmi șterg din greșeală Windows-ul din greșeală. Am uh, Windows-ul, uh, eu l-am cumpărat, am cumpărat licență de ai de câțiva euro, o am de vreo 2 ani și încă mă ține. Hai să dăm aici accept pentru că trebuie să acceptăm termenii și condițiile că așa este politica Microsoft. Era mișto să fi rămas un singur Windows, să fie la Ether și să primească update-uri mereu. Te-ai dus, ai cumpărat Windows-ul și îți rămâne. Ok, upgrade this PC, create installation, use flash drive, DVD or ISO for another PC. Selectăm în chestia asta să facem o imagine ISO, stick-ul pentru a instala pe laptopul acela. Avem așa, limba engleză Statele Unite, Windows 10, pe 64 de bits, Deci dacă bifez asta pot să schimb. Deci doar versiunea asta, Windows-ul o să-l punem oricum în engleză, pentru că, sincer, windows în română este cancer rău de tot. Adică am avut windows în română, Windows Vista, pe calculatorul de la liceu, în 2015, în 2016, a fost oribil. Dar oricum, lasă asta bifată, mi-a dat din prima ce îmi trebuia. Că laptopul ăla este semnător cu calculatorul meu la componente. Mă rog, are componente în versiunea portabilă, ca să zic așa, că mai slăbuțe să consume mai puțin curent. Dăm frumos Next, vom folosi un USB flash drive, adică un stick. Mai este varianta cu ISO să facem un dvd Nu N-avem dvd nu mai am carcasa de DVD-uri sau s-ar putea să o mai am, dar e de formă pusă. Eu nici nu mai știu ce am în unitatea asta. Parcă mai am o daie de CD-uri de DVD-uri, CD DVD dar nu e conectată, nu e mufată, e doar de formă. Vom folosi un stick golit, Trebuie să avem un stick gol, ne zice de 8GB, nu cred că are atâta, adică dvd are 3GB și ceva. Ciudat, într-adevăr, nu știu cât are imaginea ISO de Windows, dar nu contează. Vom folosi USB-ul, avem aici stickul gol, am transferat ce avea pe el, să nu-mi iau omorul că am șters date importante. Îi vom da pe Next, ni l-a citit, e Kingston. Next. Și acum așteptăm să se descarce. S-ar putea să dureze mult tutorialul ăsta. Nu prea am ce să tai. Bine. Aș putea să tai acum cât se încarcă, dar... N-aș tăia sinceritate cât durează să se încarce, pentru că poate unii o să vă gândiți, bă, da, cât a durat să încarce la mine, poate se încarcă prea greu. Plus că măcar pot să mai stau și eu la povești cu voi acum. Ce faceți? Cum va a fost ziua? Pe mine era să mă calce un Logan, pătrece pieton mai devreme. Și un moș care nu știu la ce se uita, cred că nu mai vedea bine. Bineînțeles, reflexul meu a fost să-l înjur, dar n-a auzit înjurătura. Ok, s-a mai încărcat aici, 38-39%, nu că nici eu nu știu ce trebuie să apară, că n-am făcut niciodată stick butabil, stick butabil. Să instalez uh, Windows așa, să-l pun pe un uh, stick. Aveam deja DVD-uri gata făcute. Hai mă, mai are mult, 60%. Timpul trece tic-tac, tic-tac. Voi ce v-ați luat de Black Friday? Ia spuneți-mi, ce v-ați cumpărat voi de Black Friday? Hmm? Ce v-ați cumpărat de Black Friday? Chiar sunt curios. Eu am chiar lângă mine aici un produs de la am luat de Black Friday, dar încă nu pot să-l postez pentru că am mai avut nevoie de ceva atașament la el și trebuie să vină zilele astea pentru că, na, mi-am luat și o țeapă cu o chestie, că mai trebuia să iau ceva în plus ca să funcționeze. Nu vă spun ce este și nu, nu este o cameră de piept, cum am cerut inițial pe Instagram, am luat cu totul altceva. Cine mă cunoaște mai bine, poate așa. Stai mă, ce dracu, au luat-o de la 0? Ok, bun. Hai că acum creează geamuri 10 media, deja e 7%. Hai că se încarcă destul de repede. Nu știu dacă la voi o să se încarce la fel de repede sau nu, poate o depinde de sistem, a n -am. Da, ce fac eu la ora 12 noapte aproape? Fac... Uh imagine ISO, fac stick butabil să instalez uh, Windows. Mai țineți minte vremurile alea când în fiecare bloc era câte un băiat Ionuț care știa el să instaleze Windows-uri la toată lumea? Așa făceam și eu la țară, instalam jocuri la toată lumea. Veneau oameni cu laptopuri, cu PC-uri, cu cazane la mine și le descărcam eu ce le mergea. GTA 3, NFS Most Wanted, că... Na. Astea sunt jocurile care le funcționau pe ce cazane veneau unii la mine. Le luam și eu 5 le pun joc. Nu știu dacă e legal că am făcut chestia asta. Dar sigur toată lumea a făcut DVD-uri cu GTA San Andreas sau a instalat Windows. Tot așa. Și voi erați băiatul care instala Windows la vecinii voștri și pe seama voastră s-au făcut niște povești pentru niște filme mai interzise copiilor. Hm? Câte amintiri. Care a fost primul vostru Windows? Eu am folosit în mare parte când eram micuți Windows XP. Am umblat toată și pe Windows 95. Găsisem un hard cu Windows 95 și vai de capul meu ce hal arăta Windows 95 -ul. Vai de capul meu. Bine că n-am prins vremurile alea în care așteptai jumătate de oră să spornească pornească calculatorul. Chiar sunt curios cât o să-mi ia să instalez pe laptopul la driverele. Acum l-am lăsat la încărcat fix în aceeași poziție. Poate mă împiedic acum de trepied că am și becul în spate. Da, și cum spuneam, ce v-ați luat de Black Friday? Eu mi-am luat chestia asta. Nu, eu, prietena, da, instalez eu Windows-ul. Bă, chiar așa mă lasă și pe mine să nu mai folosesc când suntem plecați pe undeva. Ne facem și un selfie? Hai să ne facem și un selfie. fac un selfie cu... Faceți-vă și voi un selfie în timp ce instalați. Eu o să pun acum pe Instagram pe story, așa, dar să-mi dați follow pe Instagram. Ia să pun și eu așa. Ca se vadă cumva că... Hai bă, focusează pe ăsta că instalăm Windows-ul. Nu se vede. Aia, aia. Nu ai ba să-l fac, așa Perfect Să-mi dați follow pe Instagram la poza asta cu postez acum Aoleu, de aproape jumătate de oră a rămas la 99% Am mai tăiat eu la montaj Că prea mult a durat Da, cei care v-ați mai instala Windows O stick. Deși nu înțeleg de ce v-ați uitat la tutoriale. Ah, ok, s-a făcut. Am o întrebare. Dacă ați mai făcut chestia asta înainte și doar vreți să vă amintiți cum că ca se face. Să vă uitați la clip că vă susțineți ăștia trei oameni. Ba, la fel de mult v-a și vouă. Mă rog. Finish. Gat. S-a făcut asta Ia să vedem. This PC. Și asta ar trebui să fie. Mă, cred că e făcut. Hai să-i dau eject. Unde e mă? Eject și să ne apucăm de instala Windows-ul pe laptop zic. Timpul să instalăm Windows-ul da mă zice că n-avem ăsta pundeva pe aici a trebuit să fie și un USB. Ia să văd am simțul găurii nimeresc aici sau nu. Hai mă intră mâncațe jucura aici aici e mă hai mă intră invers intră oare? Da invers. Așa bun l-am băgat am băgat și stick -ul. De dracu e aici. Ia să vedem. Pleacă acum. Oh, oh, pleacă Windows-ul. Perfect. Uh, vă care și ceva net. Mamă, ce n pe păi sensibilitatea. Ăsta trebuie să fie. USB device Kingston. Ăsta e. Dublu click. Perfect. Bun, hai că se vede. Ce zice aici? Product key. I don't have product key. Mai cere cheița. Perfect. Hai să alegem versiunea. Care să fie aia bună? Nu știu ce înseamnă N. Aia e chestia. Hai că am aflat și eu ce înseamnă N. N adică de la nou media, deci să fie fără Windows Media Player, Skype, Teams și alte cele. O să punem Windows 10 Pro, mai ales că e pentru tovarășa și ei o să-i tre să trebuiască Microsoft Teams. Deci poate să-l descarce după, lasă. Mai bine să ai, dar să nu fie nevoie, decât să ai nevoie, dar să nu ai. Next. Hai să-l punem la instala, vedem cât durează. N-ar trebui să dureze mult, e un procesor bun, da, mă acceptăm termenii cu tare așa, ulterior o să cumpărăm și o licență de Windows, Iați ne ce zice aici. Install Windows and keep file setting, n-are ce să păstreze că e nou laptopul. Install Windows only. Bun, acum trebuie să fac partițiile. Uh, format refresh new. Prima partiție, hai să zicem că o să fie de... Cât să fie prima partiție? 100 de giga ar ajunge? Nu cred. Hai să facem o partiție de... 250 de giga o partiție. Deci tăiem frumos aici, așa. Și punem 200... Alo? 200... Nu merge, n-am pedul ce naibă așa. 205... Zeci. Prima partiție ar fi asta. Partiția 1 care o să fie pe... Po... unde Bun. Îi dăm frumos aici. Apply. Windows for Worker. Windows My Create Additional Partition. Ok. Hai că se încarcă aici. Deci, avem partiția asta care ține de nu ce chestie. Încă una de 100 de mega care mi se face mereu. Și aici am, îi mai dăm new, care asta o să fie practic deu. Apply. Bun. Deci astea sunt acum de la instalarea de Windows și asta o să fie ceul pe care se instalează Windows-ul. Sper să dispară partițiile astea două, că am mai pățit să-mi instalez Windows-ul și m-am trezit cu două partiții de astea mici. Hai să-i dăm Next. Bun, și așteptăm acum să se instaleze. Prima chestie s-a făcut. Getting files ready. Aici o să dureze un pic mai mult. Acum am dat seama de o chestie, că puteam să dau drumul la live, să mai joc cu meci de CSGO până se instala chestia asta. E, ai, măcar în loc să vă fac live, vă fac aici tutoriale cum se instalează Windows 10. Bun, hai că e aproape de final. E acum pe finishing up. Update-uri, nu înțeleg de ce zicea de update-uri, că și așa nu e conectat la internet acum. Windows needs to restart to continue. Ok, o să mai fie de căutat eventual driverele pentru laptop, pentru că na, are și el niște drivere, probabil că le găsești direct pe site-ul producătorului. Sper. Lenovo, please wait while BIOS backup processing. Frumos. Hai o încarcă-te mai repede. Așa. Loading screen-ul ăsta nervant. Doamne, cât de test loading screen-urile cu unele prea lungi și repetitive. Și nu mă refer doar la jocuri acum, ci și la instalări de Windows de Getting ready. Zice că e ready de, de când a deschis la non-stop. Hai odată, încarcă-te, încarcă-te, încarcă-te acolo. Mamă, cât o să am de editaj, de tăiat, la montaj, cât am stat eu să fac imaginea ISO. Deci, mi-a luat câteva minute să fac chestia asta, dar am stat să se facă sticul butabil să se instaleze pe el Windows-ul, cred că jumătate de oră, poate chiar mai mult. Și rămăsese și blocat la 99%. Dar, e, eh, măcar acum avem una bucată Windows pregătit. Hai, mă mai ai multe rog, eu foarte mai repede așa. Vreau și eu să mă culc, mâine dimineață trebuie să editez videoclipul. Foai de capul meu ce program încărcat am. Da, deci pentru cei care sunteți supărați că n-am mai făcut live zilele astea, că am avut niște videoclipuri de editat. Mai am două exclusivități pentru membrii, urmează să vedeți în zilele ce urmează să le voi publica și pe alea, sau puteți să vă luați membru și o să le vedeți. Gata mă bun, just a moment, just a moment, pentru încă 10 minute probabil. Bun, let's start. Regiunea. Unde ne aflăm? Uh, România Bă, voi vedeți România Hai, r, r, odată cu r România Aici ne aflăm Yes Tastatură de US Perfect Nu tastatură în Adăugăm second keyboard layout uh, Hai să punem. Hai să punem și una secundară în română, pentru că, na, făcând tovară am multe proiecte pentru facultate, trebuie să aibă diacritice. Eu pe tastatura de la calculator n-am diacritice, mie nu prea am trebuie. Rar se întâmplă, poate, pentru titlul unui videoclip să-i pun diacriticele și intru pe Google Translate și folosesc tastatura. Bun! Romanian. Tastatura secundară. Ce. Um, ai prefera să folosești. Pff, hai să. Hai să lăsăm. Romanian standard. Nu, no, punem cea de US. Și după aia o selectează când îi trebuie pe românește. Că e nervant când vrei să pui un semn ceva. O virgulă sau un semn de exclamări. Un apostrof. United US, așa. E nasol când vrei să scrii ceva și în loc să ți se pună vreun simbol anume, te trezești că ți s-a pus uh, în loc de virgulă sau ceva. Ad layout. Bun. Sper că am făcut bine. No internet. Nu pot să-l conectez la Wi-Fi acum sau trebuie să mă să scot cablul din calculator. N-am niciun chef. chef. Hai, I don't have internet right now. Ce zice aici? There's more discovery. Da, mă, ok. Hai cu setup-ul limitat și după îi bag parola Wi-Fi. Nem, hai să punem și numele. Next. Parola. Sper că nu se vede parola. Nu se vede. Mă tot gădeam ce parolă să-i pun, dar i-am dat direct next fără să mai pun parolă și văd că nu mi-a mai cerut. Ce zice aici? Let Microsoft and Apps use your location. Ok, hai că asta o să fie util, măcar știu și eu cât o să fie vremea când sunt plecat undeva. Find my device. Yes, asta o să-mi fie util. Ce zice? Send diagnostic, dar nu mai stau să trimit și diagnoză la ăștia. Hai, lasă-mă în pace că va ajunge. Improve Ce Ce zice, mă? Yes, additional link, type in Da Hai, mă, lăsați-mă în pace cu toate... Asta nu? Las, prea multe chestii. Get, ce mai... lasati mă în pace cu chestiile astea, n-am chef. Ce mai vrea? Let up? There's bad. Hai, mă, lăsați ma pace și cu adurile, cu reclamele. Bun. Hai că acum ar trebui să zică uh, hello sau hai. Bun. Uite și hai ăsta. Hai, unde? Îmi pușca mai. We're getting everything ready for you. Da, de o căruță de timp. A, nici de cum n-a durat o oră să fac toată chestia asta cât am stat să instalez Windows-ul pe stick. This might take several minutes. Ha, așteptăm ce dracu să facem. Da, și voi ce ți mai făcut azi? Vezi că te văd că n-ai dat like, ai grijă. dă mi like că cu ochii pe tine. Gata mă! Avem și Windows-ul instalat. Perfect! Avem Windows, maybe later și de aici rămâne să-l conectez la net. În acest moment mi-am scos cablul de net din calculator pentru că acest laptop uh, nu are Wi-Fi-ul gata preinstalat, driverul de Wi-Fi și nici nu mi-a trecut prin cap să-i pun driverele și să-i caut driverele pe stick. Așa că mi-am scos cablul de net din calculator și mă apuc acum ți pun driverele. Ia să vedem. Ia acum internetul sau îmi cere parola? Would you like PC? Da. Hai, conectează-te la net. Și avem... Avem net? Ok. Hai că avem aici internet. Păi s poți pe ăsta să se focuseze. Gata, da? Ok, ok. Complet setup. Bun. Lasă-mă în pace cu ăsta. Hai să scriu repede aici să instalezi ce trebuie. Hai să încheie și videoclipul. De fapt, videoclipurile. Partea 1 în care am făcut unboxing și partea a doua în care am instalat driverele dacă vă luați membru vedeți videoclipurile în mare, mai precis vlogurile și alte Ia ce zice aici Nvidia got control panel launch perfect hai că vrea hai că mi-a dat acum să instaleze și Nvidia-ul bun. Cam ăsta a fost și videoclipul de fapt videoclipurile că am făcut două cel în care am făcut unboxing-ul și cel în care am instalat windows plus drivere. Văd că mi-a luat aici că s-a instalat, că am nvidia gata instalat, dar o să descarc GeForce Neo, -ul. de fapt GeForce Experience sau cum se mai cheamă ăsta acolo Nvidia. Nu mai știu cum e că am trecut pe AMD că o să rechie de om. Deci da, ne vedem pe data viitoare. Luați-vă membru ca să vedeți două vloguri. Am două vloguri în acest moment exclusive pentru membrii, Un review auto și un vlog care va rămâne exclusivitate pentru că este foarte vulgar și numai membrii au dreptul să vadă asemenea mizerie de videoclip. Noapte bună tuturor! Eu să mă pun în pat să instalez toate celelalte drivere. Voi probabil dormiți cu curul în sus acum la 1 noaptea. au les tuturor!